estetică în sine. După câteva, după o introducere foarte frumoasă pe muzică clasică, pe Camille Saint-Saëns, Carnavalul animalelor, o bucată din el, apar niște imagini mizere cu niște fabrici, dar apoi o să aveți parte de o bijuterie, pentru că, v-am spus, este, practic, natura este actorul principal al lui Terence Malick. Lui nu-i prea plăcea să lucreze cu actorii, lui îi plăcea să lucreze cu imagine. Și, practic, fiind foarte puțin dialog în acest film, natura ne spune ceea ce personajele nu pot exprima. Anumite sentimente, precum gelozia, mâhnirea, invidia și, bineînțeles, dragostea, în final. Frumusețea acestui film constă în faptul că el a fost filmat în ora magică. Ora magică este compusă din două ore, și anume prima și ultima ora a fiecărei zi, când se spune, specialiștii spun, că este momentul cel mai bun din punct de vedere al luminii și culorii pentru a se turna un film. Iar Days of Heaven stă mărturie acestui lucru. O să vedeți multe scene extraordinare cu cadre naturale, pentru că, practic, natura, la un moment dat, se satură să mai fie martoră meschineriei umane ce se petrece în jurul ei și începe să îi pedepsească personajele sale printr-o inundație, printr-o secetă, și spre final veți vedea o scenă absolut cutremurătoare, în același timp și foarte frumoasă, cu o invazie de lăcuste, precum o pildă biblică. Lăcustele vin și pun stăpânire pe holdele de grâu, care până la urmă vor trebui să fie sacrificate pentru binele omenirii. Acum câțiva ani am avut plăcerea de a participa la un târg de carte în Mediaș, un târg micuț, care se desfășura în paralel cu un festival de film micuț. Acolo am avut imensa onoare de a cunoaște câțiva critici de film mari din țara noastră. Pe atunci, și asta se întâmpla acum 2 ani, pe atunci cinemateca pe care noi organizăm era doar la stadiu de idee, de gând, de proiect. Și eu, foarte entuziast, stând cu ei la masă, le povesteam despre ceea ce încearcă colectivul de la Steu Iosif să realizeze. Bineînțeles, a ajuns la întrebarea și ce filme vrei să pui. Am început să dau câteva exemple și ne-am spus că, ca o ambiție personală, aș vrea să arăt publicului nostru pe cei trei regizori preferați ai mei, Stanley Kubrick, pe care cei care ați mai fost știți că am avut ocazia să vedem Odiseea spațială, pe Werner Herzog, pe care sper să putem să-l vizionăm cât de curând. Și apoi am spus, parafrazez, am spus și orice film de-a lui Terence Malick, la care unii dintre domnii în prezență acolo mi-a spus, măi băiețel, pentru că eram în vârstă, nu orice film de-a lui Terence Malick, Days of Heaven. Și am zis, bine, dacă se va materializa, așa voi face. Așadar, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, zile în paradis. Mulțumesc.